La limit am fost, n-am mai pornit mașina asta. Ia uite ce găuroi avem aici și pe aici. Trebuie și una mai scurtă. Am reușit! Salutare și bine ați venit la un nou episod. La limit am fost, n-am mai pornit mașina asta de un leu, nu știu ce s-a întâmplat cu bateria. Era pusă lumina, dar știu că la el se stinge automat când iei contactul. Nu știu care e faza, trebuie să o împing afară, să bag pasta să nu mai plouă. Am reușit, n-a început încă ploaia, dar oricum e un super nor. Și acum nu știu ce să fac cu asta, cred că trebuie să o bag la loc aici, să-i pun bateria de la asta. Nu știu. Mă rog eu, abonați-vă acolo jos, să facem 80.000, să ne strângem 80.000, să scap și eu de mașina, să o dau cu un leu, că nu mai pot. Ia uite improvizații ce am făcut aici, dacă n-am cabluri. Am pus borna de all-seat, am găsit-o pe aici la un motor. Și un cablu pe aici aruncat, i-am dat și minus. Și a pornit, dar după ce m-a transpirat o grămadă. Am uscat eu mașina asta la soare, dar să vă arăt ce am mai uscat. Ia priviți aici, aveam un Ogman care s-a distrus, de fapt caseta mai mult în el. Și ăsta cred că se îndreaptă, a leșinat puțin, dar e ok. Așa că nu lăsați mașina la soare prea mult. Gata, frate, a început și ploaia la fix am fost. Oh, ne-am zăpăcit puțin. Hai să mergem în garaj. Gata, am revenit în garaj să ne echipăm frumos de treabă cu această salopetă primită la Dacia Classic de la Sopema și mi s-a părut super interesantă. Cum te îmbraci, n-am mai văzut așa până acum. Se desface până jos. Bang, bang, bang. N-am mai lăsăcut-o, dar e faină tare și parcă lucrez mai în siguranță cu ea. Hop, hop, hop. Gata, ne apucăm de treabă. De fapt, prima treabă este să vă zic că avem cod de reducere pe car vertical. Alex Șerban este codul, 20% reducere la raport. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină second hand sau deja ți-ai luat-o și vrei să vezi ce e istoricare, sau în descriere ai primul link acolo, dai un click, reducerea e deja aplicată, bagi seria de șasiu frumos și o să-ți dea un raport ca ăsta. În raport poți afla dacă mașina a fost furată, dacă a fost avariată, iar dacă a fost avariată poți să găsești o serie de poze, să vezi cam cum a fost avariată și cam cât de rău. Și bineînțeles mai poți afla dacă mașina a avut kilometrajul modificat. În concluzie, în mare, toate astea sunt informații care te vor ajuta să iei o decizie dacă să cumperi mașina, dacă să n-o cumperi sau dacă ai cumpărat-o, dacă o mai ții sau dacă trebuie să o vinzi. Hai să vedem unde am rămas aici. Aici la Longeron a rămas să scoatem bucata asta, trebuie să tăiem pe aici pe interior, adică pe acolo frumos. Ia uite ce găuroi avem aici și
pe aici. Așa că hai să vedem dacă putem să scoatem de acolo. Tocmai ce am descoperit o chestie interesantă, de care nu știam, că de fapt podeaua se termină aici, uite, intră asta după ea și nu are buză în sus încoa. Eu am zis că are și ea buză în sus și se unesc toate aici, dar de fapt nu. Și asta e într-un fel bine, că poți să tai pe aici și a plecat longeron. Dar ia uitați-vă la ușa din spate ce am văzut, nu știu care treau cu tăietura asta, dar are aici 1, 2, 3, 4 frate. 4 straturi de tablă băgate acolo, nu știu cu ce scop, nu știu cu ce motiv. Avem aici o gaură destul de generoasă, are loc și longeronul cu tot cu capacul lui, cum avem aici. Acum mai trebuie să scoatem până aici. Nu mai pot. Sunt pleașcă, frate. Și tot n-am reușit să-l scot ca să pot să-l fac pe ăla. Dar pana e așa cum e ăla tăiat, nu cred că reușesc să stai acolo. Nu știu cât o să vedeți voi că a durat treaba asta, dar a durat ceva.
Cred că sunt flash cu mama, ia uite cum e trecut. Mamă, frate, ce m-a chinuit. Eu am scos tot ce era de scos. Aici nu știu dacă ăla trebuie să vină de aici. Așa în pană până acolo. Nu știu dacă pot să scot eu asta de aici vreodată așa cum vor ei. Dar măcar sunt bucuros că am reușit să scot tot, aproape tot. 99% e scos longeronul. Ia uite ce frumos extras. Bam, 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 bam. Numai că nu știu ce mai avea el încă o porțiune pe aici. Ce a făcut. Deci mașina asta nu mai are. Cred că a mai rămas 10% din ce a fost original. Eu nu știu ce era aia între longeron și podea, adică bucata asta. Așa era asta aici, nu știu ce era un locuitor de podea sau care era faza, că venea peste tot așa, asta nu știu, nu știu. Dacă aveți voi cumva o explicație, lăsați și mie în comentarii să mă luminez și eu, că nu știu dacă trebuie să mai pun înapoi sau nu. Nu știu, frate, nu știu, aici merge așa capiu. Dacă până și la stâlpul ăsta a fost umblat, ia uite, e tăiat cu autogenul sau ce e tăiat aici? Că mi-e greu să cred că a fost așa de fabrică sau cred că au fost schimbate pragurile, că uite și aici. La fel, la stâlpul din față e tăiat. Da, cel mai probabil au fost schimbate pragurile. Să vedem cum vine domnul acum. Deci a sărit singur acolo, ești nebun? Hai mă, că eu zic o să vină bine, n-are de ce. Ia uite, pac, pac, acolo, nu știu ce o să-i fac, habar am. Dar pe aici, îmi place cum vine, să știi. Mai trebuie să scoatem capătul ăsta, să-l punem aici în loc frumos. O să intre și acolo bine. Și ia uite ce frumos arată. E simetrică. Mamă! Mai bine de atât nici că să putea, frate. Ha, tare. Să ne ocupăm și de ultima bucată rămasă, capul ăsta de aici. Mai întâi trebuie să desfacem aici, cât e Din spate nici n-am căutat, dar nici nu mai vreau să caut. Acum trebuie să dăm o gaură aici, că s-ar putea să-mi pierdem semnul unde venea marginea la asta. O dată și capătul venea aici. Gata, măsurătoarea. Trebuie să ne apucăm puțin de curățat. O să văd eu când editez. Am curățat aici frumos. Am tăiat marginea astea care nu-mi plăceau. Aici n-am loc din cauza basculei. Aici avem o super gaură. Și acum trebuie să mai curățăm cu peria de sârmă puțin.
Așa arată fața mea acum. Să deschid puțin ușa asta să mai resim aici. Am reușit să curăț toată smoala. I-am dat și cu perea de sârmă. Mai ne-a rămas aici unde e bascula. Dar pentru asta trebuie să scoatem bascula să avem loc. Așa că mergem la cumpărături. Pentru că ne trebuie o pânză mai lungă ca asta așa pentru sabia aia. Trebuie și una mai scurtă. Asta cred. Și niște pânze de-astea, că am mâncat o grămadă. Mi-am luat direct un set de pânze și mai ne trebuie acum niște plexiglas. Cred că a luat ce mi-am propus. Avem aici și plexiglasul să facem acvariul la machetă. Să ne luminăm puțin. Uite, astea îmi plac cum arată. Tac, frumos. Am venit pentru o mică cumpărătură și ne-am ales cu un proiect nou. Avem aici un tobogan de 3 metri pe care trebuie să-l punem pe o căsuță. Gata, marfa e încărcată, asigurată de ștergător și mergem acasă să vedem ce nebunie face. Ta-da! Nu știu dacă își mai amintește cineva, dar de aici a plecat portocala noastră. De aici a început povestea cu ea. Aici a stat ea 15 ani, a fost blocată în boscheți. Chiar crescuse un pom acolo, a trebuit să-l tai. Iar acum tot aici o să încep proiectul căsuța din copac. Bine, nu e din copac, o să fie doar suspendată. Am luat toboganul ăsta să-l atașăm așa frumos. Și nici nu va fi amplasat aici, o să fie pe acolo, pe undeva. Asta ca să știți că o să mai începem un nou proiect. Bine, în paralel, o să vă mai arăt update-uri așa când am, că momentan n-am niciun update, doar am cumpărat toboganul. Avem proiect cu căsuța, avem proiect cu bătrânica, avem cu RS-ul, acum așteptăm piesele, avem cu Meganul Dunleu și ce să mai zic, o grămadă, vara asta avem treabă. Abonați-vă acolo jos că trebuie să ne strânem neapărat 80 să dăm Meganul cu un leu. Hai să vedem dacă mă ține viitoarea căsuță. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. V-am pupat și am zburat. Ah, shit. Here we go again.